Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia săptămânii ce urmează, pentru următoarele 7 zile sau realmente pentru când vreți voi, pentru că timpul este relativ. Fac o etalare interactivă cu două variante de răspuns, să vedem ce ne iese. Am două cristale, acesta este un cristal de cuarț alb și acesta este un acvamarin. Chiar dacă par că sunt apropiate ca și culoare, nu sunt. Acesta este un verde mentă foarte deschis, iar acesta este un cristal pe cât se poate de natural de cuarț alb. Și voi vă alegeți, voi împărți cărțile, iau sonorul și măresc viteza acolo ca să nu vă plictisiți. Am revenit, cărțile au fost împărțite. Să vedem despre ce este vorba. Voi începe cu cei care au ales bagheta de cristal cuarț alb. Le dăm pe astea la o parte. Să vedem. Cristalul de cuarț alb este cel care amplifică și puterea celorlalte cristale naturale. Este cel care ajută absolut toate chakrele, toate punctele energetice din corpul nostru și este cel care lucrează foarte bine cu chakra celui de-al treilea ochi, aduce claritate. Este un element aici de aer și pentru comunicare. Deci cei care ați ales acest cristal, aveți aici o poveste care trebuie deslușită, comunicarea. Văd aici o fată, un săgetător, poate aveți legătură, niște acte care trebuie semnate, pe cineva care locuiește într-o zonă alpină sau este instructor de schi, o broască țestoasă, niște lucruri care se derulează mai încet decât ați vrea voi, o discuție stresantă, nervi, cuvinte tăioase spuse la nervi, din reacție, reacția este joasă, răspunsul este vibrație înaltă, o călătorie cu avionul pentru unii dintre voi, într-o țară care are deschidere la mare sau locuiți undeva unde este o apă lângă, văd pe cineva care este skipper sau conduce o barcă sau căruia îi place să pescuiască, semnul peștilor de asemenea, o caracatiță, poate cineva care preferă fructele de mare sau căruia îi plac, o clădire zgrie nori, poate aveți legătură cu cineva care este într-o țară, oraș, care are genul acesta de caracteristici sau discuția legată de acte are legătură cu o instituție mare, o inițială N și turnul care a întrerupt o discuție sau a întrerupt un adevăr și dacă v-ați despărțit de cineva recent, nu aveți tot adevărul. O sarcină mai este aici a cuiva sau un copil este în discuție pentru voi acum. Inițiala J, ziua de joi sau planeta Jupiter, din nou se repetă tema săgetătorului. Am nevoie de o concluzie.
Am nevoie de imaginea de ansamblu, inițiala A și C. Mai sunt aici, un act de siguranță, aș vrea să mă reîntorc, aș vrea să mă reconectez, dar trebuie să știu că sunt în siguranță sau frica este cea care vă ține acum pe loc din manifestare. Și un căluț de mare sau simbolul calului, efectiv, cineva care are o crescătorie sau o persoană căreia îi plac mașinile sau are o profesie legată de mașini de condus, văd o lopată, săpați după adevăr sau plantați ceva, plantați ceva. Și un elefant. Unii dintre voi veți face o călătorie care vă bucură, o călătorie inițiatică foarte mulți dintre voi. Începeți un nou drum. Bun. Să vedem. Avem angajament, pana, procrastinare, șarpele. Reconectarea cu mama natură, mama pământ, transformare avem aici. Capra, dar capra de munte, capra sălbatică. Conversație ca de la suflet la suflet și aici avem așa zona de relații, zona de plan financiar și zona de plan spiritual. Voi căutați aici să vă lămuriți cu privire la angajamentul vostru și la relația pe care o aveți. Vreți să știți dacă mai sunteți într-o relație sau nu, sau dacă relația voastră mai are un viitor. Pana înseamnă aici mesaje, avem faetonul, mesaje care vor fi schimbate, avem aici conversații, fiți precauți. În cazul în care discutați cu persoana aceasta sau despre această persoană, nu creați energie joasă în jurul vostru. Cineva nu a fost sincer aici cu voi. Este ceva în afara echilibrului în viața ta, astfel încât fă tot ceea ce poți să corectezi. Deci voi încercați acum să reparați o situație din trecutul vostru. Dar persoana la care vă gândiți voi, pentru foarte mulți dintre voi, procrastinează, adică nu este un om foarte serios. Și sau este un om mai puțin evoluat, iar voi sunteți mai inteligenți, mai rafinați, iar energia vă indică faptul că trebuie să fiți subtili în abordare. Batem calul să priceapă iapa, ceva de genul acesta. Reconectarea cu mama pământ aici vorbește despre a planta, a grădinări, a culege, recolta. Ceea ce voi traversați zilele acestea, ce gândiți zilele acestea, devine realitate. Iar concluzia, desnodământul, pentru că am vorbit despre semnul săgetătorului, va fi lecția voastră de viață. Fiți atenți la gândurile pe care le aveți, fiți atenți ce decizii luați zilele acestea, în legătură cu relațiile voastre sau cu parteneriatele voastre de tot felul. Pot fi aici acte pe care să le puteți semna, chestiuni administrative pe care le aveți de rezolvat. Vă dau un exemplu și voi vă raportați la viețile voastre aplicat. Dacă aveți chestiuni cu bilanțul pe la contabilitate, bazați-vă pe experiența unui specialist să faceți lucrurile de o manieră corectă, dar și într-o formă în care voi, nefiind un specialist, nu aveți capacitatea să o faceți. Ce veți planta zilele acestea la nivel de intelect, gând, minte, se va manifesta în realitatea voastră. Șarpele este un simbol al vindecării, șarpele este un simbol al înțelepciunii, șarpele este și un simbol al ispitei, dar este și cel care te poartă pe culmile cunoașterii, este energia kundalini, practic care se activează de la chakra de bază,
către chakra coroană și cristalul acesta, asta face, poartă energia de la bază către un nivel de înțelegere superior. Deci veți avea acces la niște informații la care până acum nu ați avut acces, care vă vor ajuta, dar vă vor ajuta să vă echilibrați, nici de cum să obțineți neapărat ceea ce vă doriți voi. Am mai spus, ceea ce ne dorim nu este neapărat sau nu este întotdeauna ceea ce ne și face fericiți. Poate aveți legătură aici cu cineva din familie cu care ați avut o discuție, care nu v-a tratat corect și corespunzător și această relație se poate regla. În zona relațiilor avem roata destinului și înalta preoteasă, o mare surpriză pentru voi toți, indiferent că sunteți singuri într-o căsătorie sau separați. Roata destinului înseamnă versiunea voastră din viitor, versiunea voastră mai înaltă, corpurile voastre emoțional, mental, da? Corpul vostru eteric, sinele vostru superior care vă transmite acum mesaje. Vă transmite mesaje în stomac. Dacă aveți provocări la nivel de stomac, sunteți în dezechilibru și la nivel de relații. Nu sunteți eul vostru autentic. Alții dintre voi aveți ocazia să descoperiți un mister sau să ajungeți la rezultatul mult dorit. Din nou un săgetător aici avem, element de apă, element de pești, cristalul de cuarț alb poate aduce în discuție elemente precum aerul cu precădere, deci balanță, vărsător și gemeni. Discuții. Să mai luăm aici o carte. O carte, două, trei, câte vin și mie să iau. Pajul de cupe. Pentru unii dintre voi, copilul, v-am spus, a însemnat aici ceva sau este un copil în discuție, un mister legat de un copil. Poate o chestiune legată de paternitate. Un secret care s-a aflat în legătură cu un copil sau căutați să aflați, să aveți o discuție ca de la suflet la suflet cu persoana la care voi vă gândiți acum. Dacă sunteți persoane singure, nu vă mai îngrijorați, sunteți în dezechilibru, faceți niște lucruri care vă încurcă materializarea, trebuie să vă curățați mintea și percepția și să fiți mai subtili în abordare, să căutați cunoaștere, să vă educați un pic între ale manifestării, astfel încât să puteți intra în această comuniune cu cineva, pentru că cineva este dispus aici să se întâlnească cu voi. Fie că cineva vă aranjează un blind date, da, o întâlnire din aceea pe nevăzute, poate exista și acest fenomen implicat aici și vă puteți cunoaște jumătatea. Mai avem aici eremitul, un element de pământ sau nevoie de mai multă structură în relații. S-ar putea să fi fost voi aici într-o sferă de sacrificiu sau să fi întors foarte mult timp capul într-o altă direcție până acum și în consecință acum trăiți într-un efect care tot vouă vi se datorează, pentru că voi ați făcut alegerea. Veți primi niște răspunsuri, veți afla unii dintre voi că aveți un admirator secret. Pentru cei care sunteți separați, persoana la care vă gândiți voi vă poartă iubire, vă poartă sentimente, dar vă privește de la distanță, este analitică, este izolată, retrasă și caută să înțeleagă ce simte pentru voi. Și această persoană este în dezechilibru. Pe planul material avem luna și 10 de spade. Aici se pare că aveți chestiunile acestea cu niște dări, niște date scadente, pe care să știți că până la urma urmei le veți materializa. Luna plină din Capricorn, posibil pentru voi aici să vă fi adus evenimente care acum trebuie lucrate. Alții dintre voi aveți o provocare la nivel de credință, nu vă credeți suficient de buni, aveți provocări cu vecinii, de împărțit ceva cu vecinii, cu gardul, o ceartă, o provocare, un conflict cu vecinii, care poate vă invidiază, dar care se pot de asemenea depăși. Pentru alții dintre voi, luna aici aduce epuizare, oboseală cronică și este important să vă
odihniți. Avem de două ori elementul lună, o energie rece, argintul. Aveți nevoie de minte limpede, nu vedeți cu exactitate ce se întâmplă sau pur și simplu sunteți epuizați și nervoși și aveți nevoie să vă calmați puțin. Cavalerul de monede, lucrurile se mișcă încet, veți primi bani, veți avea bani să faceți aceste lucruri, dar mai încet s-ar putea să ratați acolo niște termene limită, dar nu este niciun fel de provocare. Până la urmă, reușiți voi să vă aliniați cumva cu treburile acestea. Și aici avem 8 de monede, da, oboseală cronică, sau sunteți necăjiți în casa voastră, dar să știți că voi aveți abilitatea să rezolvați niște treburi, taxe și impozite mai sunt aici. Este o perioadă de liniște și de tranziție în care lăsați lucrurile așa cum sunt. Nu faceți nici prea prea, nici foarte foarte. Nici agonie, nici extaz. Iar la nivel emoțional avem cavalerul de cupe și pajul de monede. Este o perioadă destul de stabilă, dar este și o perioadă în care să descoperiți cu claritate ce vreți. Unii dintre voi primiți vești de la persoana voastră dragă, iubită, cei singuri cunoașteți pe cineva, v-am spus, printr-un eveniment care este în afara controlului vostru, este o surpriză. Pentru cei căsătoriți se aplanează conflictele de la bani sau în rutina voastră de zi cu zi și ajungeți într-o stare mai de armonie, este o săptămână mai bună, mai blândă, iar pentru cei în separare, persoana la care vă gândiți voi acum este în tăcere, nu se mișcă, nu mișcă un deget, tocmai pentru că este în căutarea răspunsului pentru sine, dacă, cum și în ce fel are sentimente pentru voi. Persoana aceasta are sentimente pentru voi, dar ceva o oprește din manifestare, din a vă spune. Ori este căsătorită, ori are copii, ori din nou apare aici o temă a copilului. Voi iubiți pe cineva cu care aveți un copil, dar sunteți căsătoriți cu altcineva și acest lucru poate fi. Regina de spade, claritate și iată cum apare aici tema cristalului. Veți primi claritatea într-o perioadă de 3 puncte, 3 zile. Vești, veți primi vești, dar vești care vor fi doar vești, nici nu vă bucură, nici nu vă întristează și succesul în această perioadă va fi strict legat de modalitatea în care vă raportați voi la aceste vești. Această regină are capacitatea de a vedea lucrurile cu calm, cu claritate. Unii dintre voi aveți legătură aici cu o persoană care este foarte naivă, copilăroasă sau imatură. Voi sunteți mai maturi, după cum spuneam, mai ancorați în planul fizic și aveți în mână posibilitatea de a face lumină, de a aduce lumină în această poveste. Pentru alții dintre voi, veștile pe care le primiți sunt bune de la cineva care este în energie feminină. Primiți niște vești pe partea medicală care vă bucură, un tratament de rezultate. Și o cameră, camera, lucrurile sunt sub control. Dacă aveți parte de o audiență, nu vă imaginați că cineva vă va aștepta cu un covor roșu, dar în egală măsură, dacă aveți încredere în voi, rezolvați. Alții dintre voi aveți o disfuncționalitate aici în familie, o lipsă de echilibru, un conflict poate cu o energie feminină, o mătușă, o mamă, sau pur și simplu voi sunteți aceștia care vă simțiți singuri, dar aveți în jur și copiii și nepoții pentru unii dintre voi sau aveți în jur oameni, doar că trebuie voi să vă deschideți puțin, să vă schimbați acolo un pic vibrația, să intrați în echilibru pentru că este o alegere. Talismanele. Numărul 8, casa scorpionului. Poate aveți de-a face cu un scorpion, legătură cu un scorpion, un vărsător. Ceva legat de putere, administrație, pensie alimentare, taxe, impozite, credite, reușiți să le achitați. Reușiți, aveți o reușită. La nivel alimentar este important să aveți grijă de sănătatea voastră, să fiți stabili,
Primiți o veste care vă bucură că puteți depăși provocarea financiară despre care vorbeam sau vă faceți niște planuri aici cu banii voștri. Această perioadă vă face un pic vulnerabili pentru că este așa, un fel de compromis între săptămâna trecută și săptămâna viitoare, ceva de genul, dar este o energie norocoasă la nivel de relații. Iată, pentru foarte mulți dintre voi am și numărul 6. Vi se oferă șansa să luați o hotărâre, să alegeți ceva în legătură cu justiția, cu niște acte, cu niște documente, banii celuilalt, un partaj, sau încheiați niște contracte, primiți acum în sfârșit banii pe care îi așteptați, afacerea vă crește dacă sunteți antreprenori. Lucrurile, da, nu s-au mișcat foarte repede, cum ați fi vrut voi, dar se rezolvă. Se rezolvă, iată, energia feminină aici este un pic dezechilibrată, nu aveți încredere. Cineva vă poate saluta, poate aveți legătură cu cineva din Israel. Din nou, un rac este aici, un rac, un capricorn, geme în balanță, mai pot fi aici. Lucrurile se stabilizează. Ceva vă surprinde sau cineva contraatacă, dar până la urmă urmei veți fi bucuroși. Din nou ancora, cădeți la pace cu cineva și aveți o bucurie, semnați un contract, din nou șarpele, dar trebuie să aveți o abordare înțeleaptă, subtilă, apare și scorpionul aici, aveți putere, unii dintre voi s-ar putea să faceți un compromis sau să fie nevoie să compromiteți ceva pentru a avea o șansă de reușită, un miracol, inițiala M. Miercuri și joi. Miercuri și joi sunt două zile în care veți fi ușor tensionați. Trec. Cineva s-ar putea să se poarte cu voi foarte arogant sau de sus, mai ales dacă aveți de rezolvat chestiuni administrative și aceste lucruri să vă deranjeze. Aici pentru voi este o chestie de identitate, vă schimbați un titlu, o titulatură, un statut, se schimbă ceva la nivel de acte semnate pentru voi aici și începeți o perioadă nouă sau vă pregătiți de o mare schimbare în viața voastră. Casă, loc, țară, serviciu, treburi de genul acesta și să fiți cu băgare de seamă unde vă proiectați așteptările pentru că nu va fi nici prea prea, nici foarte foarte, dar asta înseamnă echilibru. Vă mulțumesc tare mult, trec la următorul grup. Pentru cei care ați ales acvamarinul, acvamarinul este piatra lui Neptun, este o energie foarte spirituală care are legătură cu apa, cu filmul, cu video, foto, fotografia, arta, pictura, poezia, scriitorii. Sunt două aripi aici, porniți la un drum. O inițială X, o alegere, dacă să porniți sau când să porniți, este o simbolistică a peștelui aici. Fie vă întoarceți acasă, stați pe gânduri dacă să vă întoarceți acasă, dacă sunteți din România sau de oriunde din lume, dar atenție că aveți de-a face cu un rechin, cu cineva destul de agresiv, care orice ați face nu vă dă pace, cam bateți la niște uși închise. Un trifoi cu patru foi și un fluture. Aveți noroc, se transformă o situație, respirați ușurați câteva zile, aveți un 3 de cupe aici, primiți o veste care vă bucură. O călătorie și niște mesaje care vă aduc vești, stați cu sufletul la gură într-o anumită privință, dar vă liniștiți. Numărul 8, 8 zile, 8 săptămâni, 8 luni este aici, sau un scorpion, casa 8-a, despre banii celuilalt, despre putere, intimitate, siguranță, sexualitate, mai este vorba aici. Aveți un șarpe cu clopoței, atenție la ce plecați urechea,
la ce informații permiteți în viața voastră și un cântăreț, cineva cântă, cineva vă face o dedicație, dacă nu vă face direct, vă transmite un mesaj subliminal. Aici este eremitul sau preotul. Sunteți îngândurați cu privire la niște chestiuni de tradiție, cu casa, căsnicia. Aveți așa niște gânduri care vă apasă foarte tare. Numărul 3, 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni sau împărăteasa. Vreți să porniți într-o direcție, să faceți ceva, dar nu aveți încă claritate. Și un taur este aici sau o văcuță, proteina din lapte nu vă face bine, sau atenție la sânge, carne roșie, la sânge, la coagulare, la fier, la anemie. Să vedem. Cooperare. Da, aveți gândurile acestea stresante că cineva nu cooperează cu voi și că vă blochează orice ați vrea voi să faceți. Ajungeți așa într-un blocaj. Aici este un autosabotaj, o poveste de sacrificiu de sine care vă cauzează durere. Este numărul magicianului. Nu puteți manifesta ceva, vă sacrificați, voi aveți voință, dar n-aveți cu cine. Caduceul, sănătate, aveți primi vești de la depărtare despre cineva care poate are provocări de sănătate, sau veștile pe care le primiți de la depărtare, de la distanță, sau pe care le așteptați, vă vindecă acum, se ridică acest blocaj din drumul vostru. Ghizii spirituali, credința voastră, divinitatea, eul vostru supraconștient, sufletul vostru vă arată calea. Bazați-vă foarte mult pe intuiția voastră. Dacă sensul vostru credeți că este acum să vindecați pe cineva, nu puteți să o faceți. La cine vă gândiți voi aici se transformă singur, se vindecă singur. Avem bufnița aici. Din nou, ghizii voștri spirituale ancestrali vă oferă ghidare acum, așa că fiți foarte atenți la semne și la mesaje, la simbolurile pe care le primiți. Sufletul vostru comunică cu voi, sufletul, nu sufletul, spiritul vostru comunică cu voi, că sufletul vostru sunteți voi, și să aveți încredere în semnele pe care le primiți. Situația aceasta pe care voi o traversați în această perioadă trebuie să fie bazată doar pe credință. Nu puteți schimba nimic aici, puteți doar avea încredere în situație, în evenimentele respective care s-au derulat așa cum sunt, pentru că veți găsi o cale. Acestea sunt pentru relație, planul material și planul emoțional. La relație aveți magicianul și 8 de monede. Unii dintre voi vreți să faceți un drum care are legătură cu tradiția, cu ceva ce credeți voi că trebuie să faceți, că aveți o responsabilitate față de cineva aici. Alții dintre voi lucrați la o manifestare, aveți un plan, aveți o idee, aveți un gând. Pe unii dintre voi chiar vă obsedează sau nu vă dă pace. Insistați într-o anume direcție, dar vă duceți către un zid. Avem numărul 26. Stima voastră de sine vă trimite către lipsa unei rutine sănătoase, adică nu vă apreciați, vă sacrificați, nu sunteți în echilibru. Casa 6 este cea a fecioarei și fecioara este în serviciul celuilalt. Orice ați vrea voi aici să faceți în relații nu vă avantajează pe voi, ci pe celălalt. Și cu toate acestea, voi aici aveți asul de bâte. Vreți să faceți neapărat ceva, vreți să reușiți neapărat ceva, vreți o veste, vreți un răspuns, vreți să știți dacă mai funcționează ceva în viața voastră. Să vedem. Dacă sunteți singuri, 5 de spade.
vreți neapărat pe cineva. Cineva poate apărea în viața voastră atunci când voi nu vă mai doriți, când vă bucurați de viață, când trăiți în sufletul vostru, când sunteți liniștiți cu mintea voastră, cu sufletul vostru, vă certați aici cu fantoma trecutului. Pentru cei care sunteți căsătoriți sau într-o relație de lungă durată, 4 de cupe este nemulțumire. Nemulțumire de la bani, nemulțumire că tu nu aduci suficienți bani în casă sau nemulțumire că nu comunicăm, stai foarte mult timp singur, tu cu pasiunile tale, citești, stai pe telefon. Este o ruptură așa la nivel de conexiune aici, de suflet. Sau cineva va respinge, soțul, soția, partenerul, partenera vă respinge, n-are chef sau este plictisit, are ceva aici, îl deranjează ceva. Iar pentru cei care sunteți în separare, 9 de cupe, există o predispoziție aici, o conexiune între voi la nivel telepatic, amândoi vă gândiți unul la celălalt, amândoi vă doriți ceva unul de la celălalt. Dar aici primează tristețea trecutului, plâng după trecut, fantoma trecutului mă bântuie în loc să vă bucuria. Vedeți, aici am 5 de cupe, sunt conectat la tristețea aceasta în loc să fiu conectat la bucuria pe care am avut-o împreună, deși am parte de un 9 de cupe. Îmi doresc ceva și voi și ei vă doriți ceva. Vă doriți să vă fiți fideli, voi vă sunteți fideli, chiar dacă sunteți separați, indiferent lângă cine vă aflați în acest moment. Doiul de cupe pentru toată lumea. Trebuie să vă liniștiți și să aveți încredere în procesul acesta al iubirii, pentru că vă sacrificați degeaba, vă sabotați degeaba, spuneți lucruri care nu vă aduc vindecarea, nu sunteți în acord cu spiritul vostru, cu menirea voastră, cu ceea ce trebuie să faceți și energia, universul vă ajută, dar voi sunteți după un gard, într-o cutiuță, în universul vostru mic și nu vedeți, n-aveți o speranță, o bucurie, un licăr. Doi de cupe. Dacă voi sunteți nemulțumiți, partenerul vostru vă oglindește asta. Dacă voi sunteți acum liniștiți și sunteți separați de cineva, persoana respectivă vă oglindește asta, vă transmite liniște. Pe unul. Avem trufia aici, trufia. Bucurați-vă de viață și deschideți-vă mintea. Aveți o idee fixă, țineți la o idee voi aici, acest grup. Voi ați luat o hotărâre, dar hotărârea aceea sau voi aveți așa o idee. Ideea aceea vă sabotează, trebuie să vă schimbați ceva la nivel de chakra sacrală, de magician. Aveți putere să faceți lucrurile pe care vi le doriți, dar trebuie să vindecați un fel de a gândi. Sunteți foarte încăpățânați cumva. Aveți șanse de reușită aici. Pe plan financiar, este o săptămână bună, o săptămână în care situația este în echilibru. Primiți o veste, primiți o ofertă de muncă. Unii dintre voi, dacă vă doriți, faceți o călătorie. Alții dintre voi aveți încasări bune dacă sunteți antreprenori. Aveți stabilitate. Primiți niște vești, vin către voi niște bani, vă intră salariul, vă intră pensia, treburi de genul acesta. 10 de bâte. Sunteți doar epuizați fizic, obosiți. Aveți bani, aveți liniște, dar sunteți obosiți. Și vă consumați pentru ceva. Cum să faceți mai mulți bani, cum să muncesc mai mult. Munciți mult. Primiți și recompense pe măsură, dar vă vindeți sănătatea. Vă vindeți sănătatea în procesul acesta. Să fiți atenți. Iar pe planul emoțional, avem lumea și spânzuratul. Această stare de neputință aici se termină pentru voi. Spânzuratul spune, trebuie să schimbați ceva la voi. Mergeți pe un terminat, mergeți pe o direcție care la un moment dat ajunge într-o înfundătură și nu puteți merge înapoi. Dar dacă vă schimbați percepția, poate aveți inspirația înainte să ajungeți în înfundătură să faceți stânga sau dreapta. Și lumea spune că aveți parte de un început. Pentru alții dintre voi, această perioadă sau o perioadă de liniște va aduce o reușită foarte bună. Alții dintre voi plecați într-o călătorie, iar unora dintre voi vi s-a
anulat cumva vacanța sau cineva din grupul vostru de prieteni nu mai vine, aveți o bătaie de cap acolo, încercați să vă liniștiți pentru că veți găsi o soluție. Și avem 20, judecata, renașterea, transformarea. Pentru voi săptămâna aceasta se cere să vă schimbați, să schimbați ceva, să cedați ceva, să cedați controlul, să colaborați, să lăsați puțin de la voi sau să ascultați și la cei din jurul vostru. Dacă nu vă conectați cu spiritul vostru la cei din jurul vostru, este o săptămână de colaborare în care puteți învăța, puteți primi ajutor, sfaturi de la absolut oricine, puteți auzi pe cineva pe stradă că vorbește la telefon, nu cu voi, cu altcineva, și acolo în ce spune primiți un mesaj. Deci judecata, lăsați un pic de la voi, schimbați-vă percepția. Fluturii, transformare. Pauză. Din nou fluturii, transformare. Pentru a vă simți bine aveți nevoie de un pic de pauză. Pauză la nivel de suflet. De ce? Pentru că ce veți spune voi, ce spuneți? Inima este magnetică, atrage, și gândul este electric. Ce gândiți, atrageți. Talismanele. Fluturile, din nou, transformare. Se transformă ceva, dar prin credință, prin încredere. Un efect în relație, se stabilizează lucrurile săptămâna aceasta. Vedeți, I love you, pentru foarte mulți dintre voi în relații, auziți asta sau ajungeți la concluzia că persoana la care vă gândiți voi vă iubește, dar aveți aici o karmă, aveți ceva de vindecat din trecut. Nu se poate trece peste ceva. Nu puteți să treceți peste ceva, rostiți, cărați trecutul, îl aduceți înapoi, aveți osul de pește, nu peștele, nu eliberarea. Sunteți impulsivi, cumva sau încăpățânați. Avem berbecul, un început, capricornul. Două frecvențe, două arhetipuri care vor să conducă. Mai iute e berbecul, chiar dacă capricornul este mai matur, mai multe șanse de reușite are berbecul, pentru că este mai intuitiv. Deci bazați-vă pe intuiție, nu pe ideea fixă, pe programarea din subconștient pe care o aveți. O cheie, o reușită, reușiți ceva, treceți peste ceva mai ușor, treceți cu ușurință peste ceva. Dacă aveți provocări, cineva are provocări cu alcoolul, nu îi puteți vindeca decât dacă ei vor. O vacanță, o pauză. O pauză vă face bine, trebuie să vă ridicați vibrația și într-o stare de oboseală, vibrația e jos. Primiți semne de la univers, de asemenea struguri înseamnă abundență, aveți ce mânca, aveți ce cheltui, din nou 68 ca și la celălalt grup, îndrăgostiți o alegere, dar în echilibru, vești și 8 casa scorpionului, gemeni și scorpion, banii celuilalt, contractele pe care le-am încheiat, ce am de rezolvat, intimitatea, sexualitatea, puterea, psihologia, trebuie să schimbați ceva la nivel de minte, se repară ceva, aveți de reparat ceva în casă sau ceva legat de mașină, asigurare, pentru că asigurare, asigurări, dacă plecați în vacanță, este recomandat să le faceți. Casa 8-a este și cea a asigurărilor medicale, a chestiunilor de genul acesta. Actelor semnate, a contractelor semnate. La inițial avem TQP, XP încă o dată, B, X încă o dată, L, C, M, loc. Nu vă place unde sunteți sau pentru a vă vedea cu cineva drag trebuie să faceți foarte multe eforturi și voi și persoana aceasta sunteți cumva aliniați, totul este bine, dar cu toate astea, între voi nu este calea liberă cumva. Ce gândiți voi și ce gândesc ei interferează cu manifestarea voastră. Atenție la prăjeli, la colesterol, la sănătate. Voi aici aveți legătură cu niște actori sau persoana la care vă gândiți voi are arta aceasta de a
vorbi și vă îndoiți acolo, nu știți exact dacă să credeți sau nu, plămânii, tutunul, aici ceva provocare, ceva înflorește, faceți ceva acum, ceva ce a mers foarte greoi, unii aveți o surpriză, o veste care vă bucură, un post de televiziune, vedeți ceva la televizor, un apartament, închiriați un apartament, faceți o excursie, închiriați ceva acolo, ceva care vă place foarte mult la mare, plecați în deplasare, atenție, da, la toate detaliile, să nu vă încântați, fără să vă asigurați că este și foarte bine ce faceți acolo. Ceva legat de un credit sau un card de credit, fiți atenți la dobânzi, la rate, da? Pentru că am creditele, dobânzile sau la ce semnați, dacă vă faceți carduri de credite, treburi de genul acela, să vă asigurați că aveți totul sub control, pentru că altfel, na, știți cum funcționează cardurile de credit. Primiți un mesaj, primiți niște acte, primiți la poștă, în cutia poștală, pe telefon, un mail, un mesaj, o factură care vă, nu știu, ceva vă liniștește, scăpați de ceva aici. Aflați de o sarcină a cuiva, o sarcină posibilă a cuiva care a obținut-o foarte greu. Probiotice, aveți nevoie de probiotice, chefir, murături, stomacul este fericirea vieții noastre. Dacă stomacul nu este sănătos și mâncăm alimente care ne mănâncă de fapt pe noi, da, nu suntem bine. Și cam atât, dragii mei. Sper să aveți o săptămână frumoasă, minunată, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți voi și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!